Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Cariera cu Cluj, primul episod din sezonul 2. Iată că avem un turneu amical pentru început. Suntem în grupă cu Portsmouth, Grasshopper și cu Lubin, echipă din Polonia. Destul de ușor, după părerea mea, trebuie să trecem mai departe și ne mai vin ceva bani. Avem un buget destul de ridicat, 3 milioane jumate de euro pentru a face niște transferuri care să ne îmbunătățească lotul pentru Liga 1. Data trecută am reușit să promovăm de pe prima poziție în Liga 1 și suntem aici în Liga 1 cu toate echipele astea frumoase. Dinamo a rămas aparent în Liga 1, a jucat baraj pentru menținere, promovare și, dacă nu mă înșel, au trecut de cei de la Ripensia. Îi avem aici și vom întâlni în acest sezon. Avem Steaua, care a promovat alături de noi, și FCSB-ul, absolut toate echipele din Liga 1, 16 echipe foarte, foarte bune, dar aparent Academica Clinceni a rămas în Liga 1, nu știu cum, pentru că retrogradase acolo, dacă nu mă înșel. Ne-am uitat în episodul trecut împreună la ce s-a întâmplat în Liga 1 și Academica Clinceni și Gazmeta Media și erau retrogradate în Liga 2, dar poate e un bug sau nu știu, aparent Academica Clinceni încă este în Liga 1, dar oricum nu mai contează, important este că suntem noi aici și trebuie să facem un sezon mare. Da, iată, m-am uitat acum la Liga 2, este FC Argeș retrogradat în locul lui Academica Clinceni, nu înțeleg de ce Gazmeta Media și FC Argeș joacă în Liga 2. Îmi pare rău pentru FC Argeș pentru că era o echipă de tradiție, dar probabil e un bug, s-a dus Clinceniu. A rămas Clinceniu în Liga 1 și iată, cei de la FC Argeș retrogradează, sau poate a fost ceva la federație, să spunem, ca să fie realist, s-au întâmplat niște chestii și cei de la FC Argeș au retrogradat din motive financiare sau mai știu eu ce. Oricum e ciudat rău de tot, dar nu mai contează. Avem aici turneu amical pentru început, prima partidă cu cei de la Portsmouth și trebuie să îi batem, dăm un quick sim, echipa de titulari în mare parte, dar pierdem cu 4-0. Usturătoare această înfrângere, nu m-aș fi așteptat să pierd cu 4-0 în fața lui Portsmouth. O'Brien reușește un hat-trick împotriva noastră și nu începem bine acest sezon în acest turneu amical. În acest episod vom face transferuri, ne vom îmbunătăți lotul pentru Liga 1, dar vom juca și acest turneu amical dacă ne calificăm mai departe, îl vom continua. E posibil să și debutăm în Liga 1, dar în mare parte acest episod se va axa pe transferuri și haideți să vedem dacă reușim să aducem ceva sau să vindem. V-am lăsat pe comunitate o postare în care vi l-am arătat pe acest jucător și a spus să-l iau, Mihai Eminescu. Cum să nu-l iei pe Mihai Eminescu? Are 18 ani, este un fundaș central liber de contract. Trebuie să-l luăm neapărat pentru că numele ăla e prea frumos. N-ai cum să nu-l iei pe Mihai Eminescu. Mergem să negociem pentru că majoritatea dintre voi mi-a spus să-l iau și haide să vedem dacă reușim să ne înțelegem la contract cu Mihai Eminescu. Dar ne cere el salariu 550 de euro pe săptămână, dar vrea să fie important. Ceea ce mă pune un pic pe gânduri, mă gândesc că este destul de bun, având în vedere că vrea să fie un jucător important, vrea 650 de euro, și Mihai Eminescu este primul nostru transfer din acest sezon la Cluj. Haideți să-l vedem, pentru că sunt foarte curios ce statistici are. 63 overall pentru Mihai Eminescu, 63 pace, 65 defending, 65 physical, arată destul de bine pentru un jucător de 18 ani, nu știu dacă are potențial. Dar dacă evoluează bine în acest sezon, e posibil să își facă singur potențialul, pentru că există acel dynamic potential în FIFA și e posibil să crească. Are 71 strength, 62 stamina, 63 sprint speed, jumping 63, are interception 65, 62 acceleration, arată foarte, foarte bine. Nu m-aș fi așteptat să aibă un overall atât de mare. E posibil, haideți să vedem dacă are și potențial. Ar fi foarte interesant să aibă și potențial. Are și potențial Mihai Eminescu, nu m-aș fi așteptat. Are showing rate potential peste 80 potențial. Chiar nu m-aș fi așteptat, nu avea statistici incredibile, are 63 overall și potențial peste 80, ceea ce e foarte, foarte bine. Am dat lovitura cu acest Mihai Eminescu, sincer, nu m-aș aștepta niciodată să fie atât de bun, dar iată că ne avem un fundaș central alături de Denis Ciubotariu, foarte bun, tânăr, cu potențial, ceea ce mă bucură. Pe Apro l-am pus pe lista de transferuri, la fel și pe Gembalis, pentru că nu au făcut mare lucru în sezonul trecut. Dacă în Liga 2 nu au făcut, mă gândesc că nici în prima ligă nu vor face, așa că sper să primesc oferte bune și să-i dau. Și pe Mihai Dobrescu l-am pus pe lista de transferuri pentru că vreau să iau un jucător acolo
pe postul de fundaș stânga mai bun, am găsit un înlocuitor mai bun pentru Mihai Dobrescu, care poate juca și titular, dar poate fi și rezerva lui Bel, care va rămâne și în acest sezon pentru că este un jucător foarte, foarte bun. Și fundașul stânga pe care vreau să-l iau este Robert Sălceanu de la FC Buzău, un jucător de 62 overall, are potențial destul de mare, nu prea are pace, dar va crește pentru că are 19 ani și mi se pare un jucător foarte interesant. Voi merge și voi negocia cu el, chiar dacă nu am primit încă oferte pentru Mihai Dobrescu, dar chiar dacă nu îl dau pe Dobrescu, vreau să-l iau neapărat pe Sălceanu pentru că mi se pare un jucător foarte, foarte interesant. Și iată că ne înțelegem, am oferit 600.000 de euro pentru Sălceanu, o sumă foarte mică după părerea mea, și haideți să negociem și contractul cu el. Iată salariul pe care îl vrea Robert Sălceanu plus niște bonusuri, dar nu vreau să am acel bonus la clean sheet-uri, îi voi da 650 de euro plus 5800 la semnătură, vrea să fie rotation aparent, ceea ce mă bucură pentru că oricum nu va juca titular și acceptă. Robert Sălceanu este noul nostru fotbalist, l-am luat cu 600.000 de euro, el valorând 825.000 sau ceva de genul, ceea ce e o afacere incredibilă pentru Ucluj. Iată-l pe Robert Sălceanu, 62 overall, 70 pace doar, dar va crește, sunt sigur, are 80 physical, ceea ce e foarte, foarte bine, defending 68, 66 dribbling, are și passing 45, este un jucător cu potențial, după părerea mea, nu știu dacă are potențial, vom merge și vom vedea, are strength 89, foarte bine arată acest Robert Sălceanu, mă bucur foarte mult pentru acest transfer, dar va fi rezerva lui Bel, așa cum am spus, dar Mihai Dobrescu vreau să plece, pentru că pot să scot o sumă destul de bună pentru Mihai Dobrescu și are o vârstă destul de înaintată, e momentul să plece jucătorul nostru. Robert Sălceanu apare nu are potențial, dar eu sunt sigur că va crește foarte mult și ne va ajuta în acest sezon. Am făcut deja două transferuri foarte bune după părerea mea, doi jucători foarte tineri cu mult potențial și avem aici al doilea meci din turneu amical, am schimbat puțin echipa, debutează Sălceanu și Mihai Eminescu, sper din suflet să câștigăm această partidă pentru că altfel am fi eliminați din competiție. Facem 2-2, nu știu, poate mai avem o șansă la ultimul meci, oricum este un rezultat destul de ok. Și iată că vine o ofertă foarte bună pentru Mihai Dobrescu, ceea ce mă bucură, și voi merge și voi negocia 740.000 de euro, scrie acolo că pot să scot 780.000 de euro și haide să vedem dacă reușim să scoatem mai mult pentru Mihai Dobrescu. Voi cere 800.000 de euro și bineînțeles că ne dau o sumă corectă după părerea mea, foarte bine, mult mai mult decât am dat pe Sălceanu, este o afacere extrem de bună, un jucător de 29 de ani, cu 10 ani mai bătrân decât tânărul Sălceanu, și au mai venit aici două oferte pentru Gnonto și Rivaldinho. Pe Gnonto nu vreau să-l dau pentru că are potențial destul de mare, dar iată ce ofertă bună vine de la Middlesbrough, o voi refuza, dar pe Rivaldinho sincer l-aș da, pentru că nu a făcut un sezon prea bun, cel puțin pe final, și am atacanți, l-am pe Gnonto și pe Bel, l-am pus pe lista de transferuri pe Rivaldinho și așteptam oferte bune pentru el. Dacă voi scoate 1.000.000 de euro, o să-l dau pe Rivaldinho, dacă nu, nu. Eu zic că e momentul să plece, ne-a ajutat, n-avem ce să spunem în primul sezon în Liga a doua, dar cred că ar fi mai bine și pentru el să plece. Și așa cum spuneam, cer 1.000.000 de euro, ne dau 940.000, probabil o să-mi dea 1.000.000 de euro până la urmă această echipă care îl dorește pe brazilian. Bineînțeles că ne dau 1.000.000 de euro și sper să plece și Rivaldinho și Dobrescu, ar veni undeva la 1.200.000 dacă nu mă înșel de pe urma acestor două transferuri, ceea ce e o sumă foarte bună pentru noi. Și vine și ultima partidă din turneul amical împotriva elvețienilor de la Grasshopper Zurich. Haideți să vedem dacă reușim să-i batem. Dacă îi batem, mai avem o șansă la calificare. Facem 2-2 și suntem eliminați din păcate. Negrean și Haită reușesc să înscrie pentru noi. Asta e, nu am reușit să ne calificăm mai departe, dar primim o sumă destul de bună și din acest turneu amical. 450.000 de euro, o sumă foarte bună după părerea mea. Avem un buget destul de mare în acest moment, 3.300.000 după acest bonus primit de la acel turneu amical. Și mai avem nevoie de întăriri, încă nu am terminat transferurile pentru că în prima ligă va fi destul de greu cu acești jucători. În benzile laterale avem 4 jucători care pot juca aici, este Tescan, Cardozo, Hoffman și Florian Haită, și sincer aș scăpa
de unul dintre ei. Vreau să-mi lăsați în comentarii pe cine vreți să vând dintre acești 4 jucători. Pe Florian Haită de fapt nu vreau să-l dau, dintre acești 3 jucători, Cardozo, Tescan și Hoffman. Sincer, pe Tescan l-aș da pentru că e cam cel mai bătrân dintre ei, dar dacă voi alegeți în comentarii să-l dau pe altcineva, vreau să scap neapărat de unul dintre ei și vreau să aduc alt jucător în schimb. Deja o să-l aduc, chiar dacă încă nu m-am decis pe cine dintre acești 3 vând. Am un jucător aici pe lista de transferuri care mi se pare foarte, foarte interesant. Despre acest jucător este vorba, Wesley, brazilian de 22 de ani, care poate juca mijlocaș dreapta, fundaș dreapta și mijlocaș stânga. Valorează deja 1.600.000 de euro, ceea ce e foarte bine și este, poate fi un nou Wesley care face furori în Liga 1 după brazilianul de la FC Vaslui. Haideți să vedem dacă reușim să luăm pe Wesley, pentru că îl vreau neapărat, mi se pare foarte interesant acest jucător. Iată și salariul pe care îl cere, 2400 de euro, 23.500 signing bonus plus un bonus la 15 goluri. Voi da remove la acest bonus la goluri și voi da 2400 de euro plus 23.500 de euro la semnătură, un contract pe 5 sezoane, vrea să fie important și vrea 2600 de euro. Voi accepta, Wesley este noul nostru jucător, un nou jucător liber de contract care vine la noi și haideți să-l vedem de mai aproape pe acest super jucător brazilian. Iată-l pe Wesley, 65 overall pentru el, aveam nevoie de un jucător cu overall mare acolo în bandă, 80 pace, are 67 dribbling, are passing 60, shooting doar 51, dar trebuie să crească pentru că are 22 de ani, eu zic că va crește destul de mult, având în vedere că are și un overall destul de mare față de Tescan. Chiar dacă au aceeași vârstă, mi se pare mai interesant decât Tescan. Iată, îl domină la absolut toate statisticile. Tescan are doar 49 shooting și are 4 stele weak foot, 3 skill moves, dar va crește. Acolo are agility 73, 75 balance jumping, 71. Arată foarte bine, are și un 3 de speed dribbler. Eu zic că este un jucător care ne va ajuta foarte mult în acest sezon. Dobrescu și Rivaldinho pleacă, 550.000 de euro de pe urma lui Dobrescu și 675.000 de pe urma lui Rivaldinho, o sumă destul de bună, undeva la 1.200.000, așa cum spuneam, și mai vin în buget, avem 4.500.000 aproape și vreau să-mi spuneți pe cine vreți să mai transferăm. Eu zic că lotul acesta este unul destul de bun. Sunt sigur că ne vor ajuta acești băieți în prima ligă. Dar dacă aveți sugestii de transferuri, să-mi lăsați acolo în comentarii. Dar parcă ne mai trebuie un fundaș central, având în vedere că Gembali și Apro trebuie să plece. Eu zic că Tamaș se va retrage la sfârșitul sezonului și avem doar 3 fundași în acest moment, Eminescu, Ciubotariu și Tamaș, care mai joacă în acest sezon. Apro și Gembali vor pleca pentru că chiar nu vreau să-i țin, nu pot să-i țin. Nu au făcut un sezon deloc bun în Liga a doua și sunt sigur că nu vor face nici în prima ligă, deși Apro este un jucător cu overall destul de mare, dar oricum vreau să-i dau și sper să primesc și oferte ca să-i dau. Dar și nici n-am terminat să spun, vine ofertă pentru Gembalis, 710.000 de euro și este un jucător de 22 de ani până la urmă, pot să scot mai mult, chiar dacă acolo scrie că e maximul cât pot scoate pe el, voi merge și voi negocia și sunt sigur că voi scoate mai mult de atât. Voi cere 770.000 de euro și îmi dau această echipă, ceea ce e foarte bine, încă o sumă de bani pentru un jucător pe care vreau să-l vând, doar ofertă pentru Apro să mai vină și totul este exact cum trebuie. De mai mult timp am pe shortlist un jucător pe care doream să-l iau un locuitor pentru Apro și Gembalis dacă aceștia vor pleca. Este acest Caio Correa, jucător liber de contract de 20 de ani brazilian și îl aveam pe shortlist, doream să-l iau, dar i-am dat scout și are 74 overall. Este foarte mult, 74 overall pentru Liga 1 după părerea mea și nu știu dacă să-l mai iau sau nu. Dacă îl luam înainte să-l scautez și avea 74 overall era altceva, dar acum că are 74 parcă nu l-aș lua sincer, dar voi să-mi spuneți în comentarii dacă să-l iau sau nu, sau voi lăsa pe comunitate o postare cu un poll probabil dacă să-l luăm sau nu pe Caio Correa. Este un jucător foarte interesant, are statistici incredibile acest fundaș central, dar e la alegerea voastră dacă să-l luăm sau nu, așa că nu uitați să-mi spuneți în comentarii sau pe comunitate dacă doriți sau nu să-l luăm pe acest brazilian. Și Eli Fernandez învață să joace pe poziția de cam, îi vom schimba poziția și nu crește în overall, din păcate, are 31 de ani până la urmă.
era de așteptat să se întâmple acest lucru. Îl voi antrena la skill moves, îi voi lua 20 de săptămâni să crească la skill moves, destul de mult, dar na, are 31 de ani. Dacă îl vom juca, sunt sigur că va mai crește acest jucător, pentru că e foarte bun. Este ales jucătorul sezonului de către voi. Am lăsat acolo pe comunitate o postare în care să vă alegeți jucătorul sezonului și detașat a câștigat Elie Fernandez și pe merit până la urmă, pentru că și după părerea mea a fost cel mai bun jucător din sezonul trecut. Să sperăm că își continue evoluția bună și în acest sezon de Liga 1, pentru că e mai important să fie bun în Liga 1 decât în Liga 2. Vine o ofertă de împrumut cu opțiune de cumpărare pentru Raul Nistor, jucător de 18 ani, 55 overall pentru el, jucător pe care l-am avut împrumutat în sezonul trecut și a revenit acum din împrumut. Voi merge și voi negocia, l-aș da sincer pe Raul Nistor la Colchester, sper să se ducă și să ne înțelegem cu această echipă. Da, și ne înțelegem, vor plăti 320.000 de euro după un sezon dacă îi satisfac pe cei de la Colchester. E un jucător pe care probabil nu îl foloseam și sper să se ducă Raul Nistor la cei de la Colchester. Neamțu Gembalis este vândut, 525.000 de euro de pe urma lui și ne crește acolo bugetul extrem de mult. Avem 5.100.000 de euro, un buget cu care putem transfera foarte mulți jucători, dar nu știu dacă se merită în acest moment, pentru că avem un lot destul de bun și cred că o să-l las cel puțin în acest sezon lotul cam așa cu aceste noi transferuri, plus dacă va veni și acel Caio Correa. După părerea mea avem un lot care poate face față în Liga 1. Obiectivul pentru acest sezon este accederea în play-off, chiar dacă este destul de greu, dar eu zic că putem. Și iată că Real Madrid îl ia de la Borussia Dortmund pe Erling Haaland pentru 230.900.000 de euro, cel mai scump transfer din istoria fotbalului este aici. Iată, Erling Haaland semnează cu Real Madrid în cariera noastră, în realitate a mers la City. Pentru noi vine partida cu CSM Mioveni în campionat, prima partidă din acest sezon împotriva lui CSM Mioveni. Debutăm în Liga 1 după 7 ani de așteptare. Iată, U Cluj este din nou în Liga 1. Mergem să facem echipa și dăm drumul direct la partidă. Vom juca cu Popa în poartă, Golden, Ciubotariu, Eminescu, Belbel, Negrean, Moraru, Haită, Elie Fernandez și Wesley în spatele lui Sembel. În această partidă îi vom debuta pe Mihai Eminescu și pe Wesley. Sper să se descurce bine noile noastre transferuri. Ne arbitrează Ovidiu Hațegan. Iată că revine în arbitraj Ovidiu Hațegan după o lungă pauză. Jucăm pe Cluj Arena și trebuie să câștigăm în debutul Ligii 1. Iată o primă șansă pentru noi. Pasa lui Sembel este una foarte bună pentru Wesley. Să-l vedem pe noul brazilian al nostru, însă șutul este în brațele lui Justin Popescu. O primă ocazie pentru noi în Liga 1 după 7 ani de așteptare. Iată, puteam deschide scorul aici pe Cluj Arena, însă faza nu s-a terminat. Iată, punem pressing. Sembel este în fața golului, șutul lui Bel. Justin Popescu respinge până la Elie Fernandez, care trimite tot în brațele lui Justin Popescu. Ce parade are acest portar. Încă din startul meciului avem 3 mari ocazii, dar portarul celor de la CSM Mioveni se opune. O pasă acum către Toma în partea dreaptă. Toma cu pasa în centru și iată că avem și noi portar. Mihai Popa își arată clasa și el după ce Justin Popescu ne-a arătat că are niște reflexe foarte, foarte bune. Iată-l pe Haită, pasă către Sembel. Pasă mai departe către Negrean, avem un atac periculos, Negrean cu pasa în dreapta către Wesley, care nu este în offside. Să vedem pe brazilian, Wesley cu șutul, Justin Popescu respinge din nou, a doua mare ocazie pentru brazilianul nostru. Să vedem, cornerul este executat de Negrean, care centrează către Sembel, însă lovește foarte prost mingea cu capul tânărul nostru atacant englez. Iată o pasă către Răzvan Trif, fostul jucător al lui Gazmeta Media și este în duel cu Golden, care câștigă și este faultat urât din spate de Trif, care vede cartonaș galben, un fault inutil a fostului jucător de la Gazmetan aici și vede cartonașul galben. Iată-l pe Golden în flancul drept, pasă către Matei Moraru. Moraru cu pasa foarte bună în centru către Elie Fernandez, șutul lui Elie Fernandez însă este peste poartă. Ce recuperare lui Florian Haită și Sembel scapă singur cu Justin Popescu, 1-0. Reușim să deschidem scorul în minutul 35, însă Florian Haită a fost foarte, foarte atent acolo și a reușit să intervină, iar mingea
Ajunge la Sembel, care rămâne singur cu portarul și n-are cum să rateze, este atacant până la urmă. Iată, este primul nostru marcator în Liga 1 după 7 sezoane de așteptare. Iată cât de bine a șutat jucătorul englez, nicio șansă de această dată pentru Justin Popescu, care a avut niște intervenții extraordinare până acum, însă de această dată nu mai are ce să facă și conducem cu 1-0 prin golul englezului Sembel, care începe foarte bine sezonul, sper să continue tot așa, pentru că avem nevoie ca el să crească și să ne aducă multe, multe reușite. Negrean recuperează și el, iată, facem niște intervenții extraordinare aici la mijlocul terenului. Pasa lui Bell către Eli Fernandez, care scapă și el singur cu Justin Popescu, însă Justin Popescu de această dată are o intervenție extraordinară din nou. Ocazie mare de a face 2-0, Eli Fernandez nu reușește să înscrie. O centrare lui Negrean către Sam Bell, reușesc să respingă jucătorii lui CSM Oveni. Un șut aici în blocaj, dar este lovitură liberă pentru noi, a fost un hands aparent. Și vom executa cu Eli Fernandez să vedem dacă reușim să înscriem la această fază. Eli Fernandez din lovitură liberă, șut dezamăgitor, n-am dat cu efect, nu am dat cu nimic, nu știu de ce s-a dus atât de prost, dar în fine, Eli Fernandez ratează, nu face un meci prea bun aici în startul sezonului. 1-0 la pauză prin golul lui Sembel, dar puteam avea mult mai mult de atât, am avut ocazii mari, însă Justin Popescu a făcut un meci foarte bun în această primă repriză, dar oricum trebuie să câștigăm această partidă pentru că am fost mai bun decât CSM Oveni. Avem 10 șuturi la poartă în prima repriză, incredibil, și doar un gol înscris, un singur șut pentru Mioveni. Iată-l pe Matei Moraru cu pasa către Wesley. Avem o prima șansă în repriza secundă, să vedem, Bell rămâne la balon, șutul lui Bell în blocaj și este hands, este lovitură de la 11 metri, un șut respins cu mâna aparent de fundașul celor de la Mioveni. Incredibil cum arată Ovidiu Hațegan. Da, probabil după ce a stat atâta timp fără arbitraj și-a schimbat înfățișarea, oricum nu mai contează. Avem lovitură de la 11 metri și iată, cei de la CSM Oveni se roagă să nu înscriem, nu va executa Negrean, o să execut cu Florian Haită pentru că este cel mai bun la penaltiuri, este stângaci, însă să vedem dacă reușește să înscrie, îl trimite în colțul opus pe Justin Popescu și avem 2-0 în momentul 55, un meci rezolvat după acest gol după părerea mea. Mioveniu chiar nu a făcut nimic în această partidă, foarte, foarte slab au jucat jucătorii lui Alexandru Pelici și acest gol aduce victoria după părerea mea, nu au cum să întoarcă rezultatul cei de la CSM Oveni la cum au jucat până acum. Conducem cu 2-0 momentul 55, ceea ce e foarte bine pentru noi. Iată-l pe Wesley, să-l vedem pe brazilianul nostru cu pasa către Eli Fernandez. Sam Bell mai departe către Negrean și este 3-0. Da, defilăm în această partidă, voi da jump to result, este un meci câștigat în acest moment. Voi merge și voi da jump to result pentru că n-are rost să mai joc. 3-0 minutul 58 și să vedem care este scorul final. 3-0 rămâne, Balgiu a intrat și el în locul lui Morar în minutul 65. Oricum, am debutat în Liga 1, cum nu se putea mai bine, echipa merge extraordinar de bine după noile transferuri și se simte că suntem o echipă bună. Deja suntem pe primul loc după prima etapă, odată cu această victorie, incredibil cum începem acest sezon. Raul Nistor pleacă împrumut la Colchester, ceea ce e foarte bine, și vine ofertă pentru Eli Fernandez de 1.100.000. pe care o voi refuza, bineînțeles. Vine ofertă și pentru Matei Moraru de la Chindia, un loan cu opțiune de cumpărare, bineînțeles că o voi refuza. Și ofertă pentru Apro de la Orlando City, echipă din MLS, care ne oferă 1.350.000 de euro și voi negocia cu această echipă la care a jucat și Kaká și sper să plece Apro. 1.800.000 pentru Claudio Apro, o sumă foarte bună după părerea mea. L-am luat cu 800.000 de euro, dacă nu mă înșel. Am făcut un profit imens pe acest jucător care are 27 de ani în acest moment și nu cred că puteam scoate mai mult de atât pe el. Un sezon foarte slab, așa cum spuneam, în Liga a doua și o sumă foarte bună pe care o încasăm pe acest fundaș central. Și primim două oferte pentru Cristian Balgiu, jucător de 29 de ani, oferte foarte bune după părerea mea, dar nu știu dacă să-l dau sau nu, trebuie să-mi spuneți voi dacă vreți să-l dăm pe Cristian Balgiu și să luăm altceva în schimb. Cred că totuși l-aș da pentru că are 29 de ani, 65 overall pentru el și nu știu dacă voi mai putea scoate la fel de mulți bani precum scot în acest moment pe el, dar
Dacă voi vreți să-l păstrăm, o să-l păstrăm. Aveți multe lucruri de decis pentru episodul următor. Data viitoare avem partidă cu Farul Constanța în campionat. Avem probabil și partidă cu Voluntari. Vom mai face transferuri. Poate vine și meciul cu Dinamo, să vedem cum vom sta cu transferurile. În acest episod am reușit 3 transferuri foarte bune, după părerea mea. Jucători de mare viitor care ne vor ajuta în acest sezon. Am reușit să debutăm cu un 3-0 acolo cu CS Mioveni în Liga 1, ceea ce e foarte, foarte bine. Și aici se termină episodul nostru. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați canalului meu pentru mai multe episoade din această carieră. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Cam atât. Pa, pa!